Bine v-am regăsit! Astăzi vom învăța să identificăm informații din diverse materiale, acele informații care ne conduc înspre textele non-literare sau informative. Mai întâi, haideți să vedem dacă vă amintiți ce este un text literar. Textul care prezintă întâmplări imaginare sau reale se numește text literar. Acesta poate fi narrativ, adică se prezintă o povestire sau un versuri liric. Transmite întotdeauna cititorului emoții folosind expresii. Dacă citiți cu atenție acest text, veți observa detaliile care ne conduc înspre recunoașterea unui text literar. Norii au început să cearnă steluțe argintii. Zăpada a acoperit pământul cu un strat gros, strălucitor de zăpadă. Copacii singuratici sunt înveliți cu o plapumă albă, parcă desprinși dintr-o poveste. Oceanul de ninsoare a pus stăpânire peste tot. Ce ați simțit oare auzind acest text? Puteți opri înregistrarea ca să povestiți colegilor. În textul de mai sus este descrisă iarna. Autorul ne transmite emoții prin intermediul cuvintelor. Acesta folosește expresii deosebite. Dar un text non-literar, ce este? Textul non-literar prezintă informații reale din viața de zi cu zi sau informații din diferite domenii. Aceste informații le găsim pe prospectele unor medicamente, în articole de ziare sau reviste, în legi, anunțuri, reclame, enciclopedii sau în articole de pe internet. Citiți cu atenție textul de mai jos. Zăpada este o formă solidă de precipitație care nu este nimic altceva decât apă înghețată, aflată în stare cristalină, constând dintr-o multitudine de fulgi de zăpadă. Căderea precipitațiilor sub formă de zăpadă se numește ninsoare. Acest text este de fapt un articol de pe internet. Informațiile prezentate sunt clare, prezentând situații reale. Nu conține expresii deosebite. Ce am observat? Textul literar prezintă întâmplări imaginare sau reale. Îi provoacă emoții cititorului și conține expresii deosebite. Textul non-literar prezintă informații reale din viața de zi cu zi. Are un scop informativ, iar informațiile sunt clare, precise. Acum, mă puteți ajuta să descoper informațiile false sau adevărate? Citiți următoarele enunțuri și notați în caiete afirmațiile adevărate cu A, iar pe cele false cu F. Puteți opri acest video și să vă luați timpul necesar scrierii propozițiilor. Haideți să ne verificăm împreună. Scrisorile, invitațiile, biletele, afișele sau felicitările sunt tot texte non-literare. Mesajele transmise prezintă evenimente reale din viață în scopul informării cititorului asupra unui eveniment sau a unui fapt. Acum că ați primit toate informațiile necesare identificării textelor non-literare, mă puteți ajuta să fac alegerea corectă? Care dintre textele de mai jos sunt texte non-literare?
Corect, cele două texte erau. Sper că ați înțeles cum puteți identifica ușor textele non-literare față de cele literare. Pe curând!